Bună dimineața, prieteni, la dumneavoastră. Prietenii, am venit aici la piață. La piață mai am mirodenii, morcov, ce-mi trebuie pentru sup. Și sunt cu ursul. Ursul, acum mă duc acasă. Am fost la vizită la leu. E mai bine, prieteni, mulțumim lui Dumnezeu. Este Luci cu el acolo. E Alin. Și apoi eu mă duc cu ursul acasă. Fac și eu ciorbă sau... Da. M-am sculat de dimineață la ora 7. I-am venit aici cu ursul. Și Luci și Alin, ăștia patru ei și în continuă a fost. De-aia am vrut să vă zic, că e mai bine. A zis doctorul să-i mai dăm câteva linguriță, dar nu mănâncă, mănâncă puțin de tot, câte o lingură, două. Ursule, luai niște cartofi, le luași? Da, bătrână. Că eu uit de mine, nu mai și uit și pac. Știu, de-aia merg în urma ta să ridic. Da, eu luai cartofii și uitai. Da. Și ce am făcut de mult, am fost cu bunicul tău în viață, era mai tânăr atunci. Și am uitat curca, am plătit curca și am lăsat-o în piele. Deci de mică ești. Da, și am uitat. Credeam că acum, la bătrâneață. Da, mai uitam. Ursule și eu. Ajungem acum, patronul, în 5 minute. N-am o dină de ion, m-a sunat că trebuie materiale. Am zis că merg. Păi da, patronul, dacă nu i-am zis să ia pauză de la lucrare până venim noi acasă, tu de ce zici invers? Păi zis să-i să așteaptă până, să ia pauză, să nu până mai sâmbătă, nimic. Da, până sâmbătă. Nu mai facem nimic și gata. I-am zis și sâmbătă... vine ursul sâmbătă acasă. Sâmbătă facem. Da. Ce să facem, prieteni? N-aveam unde să dăm capul. Nu aveam gândul să stăm acasă, să facem lucrare. Aia, asta a fost lucrare mai mare care am făcut-o aici la spital. Da, prieteni. Și ce să facem? Trebuia să fim familia toată aici. Da, ne pare rău că n-a pus copii acasă, Leonardo și Alex. Da. Dar nici n-am știut că stau. Nici nu a știut ăștia că s-a întâmplat așa ceva. Pe eu care... dacă știam că stau, îi luam, dar n-am știut. Pe care din repezală. Vorba a fost că vin, mă lasă Georgiana în București și se duce ea continuu. Lasă, mamă, care are grijă bunica lor de ei. Acasă, mai bine copii acasă, mănâncă, odinez decât să umblă pe drumuri copii. Copiii mici. Vorbire prin telefon, dătură-mi pe cameră de văzură, cerură Leonardo pe cameră. Ne-a văzut pe toți. E vreme frumoasă astăzi, ursule. Este, patrone, mulțumim lui Dumnezeu că e totul bine, până și vremea e frumoasă. Da. Vremea e frumoasă, mulțumim lui Dumnezeu și lui Maica. Și de aia, prieteni, să-i să fac și eu un grup, să mai vă arăt, uite de ce de galben ursul ăsta. Că ții dești tu pe ecran. Așa. Pe tot pe ecran ai deștele, ține-l din mărgi. Așa, patron. Da, așa, ursul, mă doare și mâinile când filmez, am cipiezul în jantă. Ai două cipiezuri în jantă. Da, și al lui tată tău și al meu în jantă cipiezul. Că zicea el, nu mai filmez prieteni de la întâi. Dar eu zic, de ce mă zici tu că nu mai filmez? Mă lăsă să filmez. Zice, sunt obosit, sunt eu oboseală și filmarea, zice. Da, și el se nervea, se păcea, venea nervi când filma. Dar eu îi ziceam, nu mai zi așa, că nu-i bine, mamă. Că zic că filmez, că-și drag la panii să se uită la tine, ce faci cu noi, ce înțelegi, că el făcea zgoan de multe prieteni, nu că mă certa el pe mama lui. Făcea zgoan de ca să râdă prieteni. Da. Și asta e, să mulțumim la prietenii noștri care ne urmăresc, care gândesc de bine, care întreabă de el, care ne lasă mesaje frumoase. Că orice om trece prin asta.
nu se știe, numai de la Dumnezeu este. Înțelegeți, prieteni? N-am știut noi că mai trecem prin asta. Și asta este. Gândim bine la prietenii noștri, la care ne urmăresc, care ne simpatizează și care întreabă de el să le dea Dumnezeu sănătate și la copilul meu sănătate, să vină cu sănătate acasă, să facă globul, să vadă prietenii lui și ai noștri. Da. Și... Acum, până fac cafea. Și a zis să-i lua Alin, să-i trimită bani la omul ăla care îi face melodiile, ca să-i dă drumul melodia. Și s-a dus Alin, i-a trimis banii a lui, ca să-i termină melodiile care le-a scos. Curai faci. Tu ursule, poți să-ți faci baia, că nu să te culci o țără, să mănânci și tu și să te culci, să te odinești. Troană, prima dată îmi fac cu cafea, că mă doare capul, că eu n-am băut cafea deloc. Da, dar nu lua zahăr, lua zahăr. Am luat zahăr, patroană. Bravo, eu am avut o pungă de zahăr în ăsta și am dus-o acolo unde am stat la femeie, că am zis... Este, patroană, în apartament tot ce trebuie, și zahăr, și cafea, e tot ce trebuie. E bine, mamă. Nu lăsa afară, nu mai băgați în colie. Prietenii, ați văzut filmarea cu ursul că am umblat în oraș, te-am mai târguit din piață, te-am luat morcov, te-am luat păstrănar, ce-mi trebuia pentru ciorbă. Te-am luat o țelă, franjuri de aia de curcan, dar cam tare aia. Și... Prietenii, ce să vă zic, Orguța Toma sună să-i dau detalii. Ea vorbește din pat de acolo, de la Craiova, unde se distrează cu Bogdan și îmi dă telefoane. Câteodată îi răspund la telefon, câteodată nu vreau să-i răspund. Că dacă ea era și o femeie bună, o mai simba pe Luci. O mai simba pe sora ei pe Luci. Înseamnă că nu-i pare răb de Luci. Luci îi părea răb de ea. Când era la năcajul la greutăță, de-aia a lăsat-o pe Luci, numai pe Luci singură. Nu trebuia să mai simbă și ea pe Luci? Hai, prieten, zice că suntem de bine, că sunt rea. Trebuia să mai simbă și ea pe Luci. Patroana, și aici pe blog spune-ne despre... Că Luci stă pe bancă și Dora mai întreabă și ea asistentele. Înțelegi? Mai intră și la el când se poate. Și a pătimit fata mea, dar Olguța o doare în fundulețe. Olguța vrea distrare și doar îmi dă telefoane. Da. Ce să fac, ne-am lipsit prieteni, n-am mai băgăm de seamă, vedem că ce să mai zicem. De Olguța n-are rost să mai vorbim. Patroana, mai spune-ne și aici pe YouTube despre Leo, cum se simte, cum e. Bă, ce să spun de Leo, că am mai spus și în toate filmările, e mai bine, mulțumim lui Dumnezeu, are perfuzii, are multe exerții de făcut. Trebuie să facă efectul toate exercițiile, că la el e diabetul, e inima, are multe. Și încetul el așa să-l tratează doctorii, a zis. Să fac tratamentul. Când s-o ascula în picioare și umbră, atunci zicem că e gata. Acum totuși, mulțumim lui Dumnezeu și cum este el. Înțelegeți, prieteni, că m-am dus astăzi acolo, când îl văd așa cu furtune, cu oia mereu. Înțelegeți? Dar Leo e puternic. Da. Îl bagă putere Dumnezeu și Maica Sfântă în el. Și asta este, prieteni, ce să mai vă zic, copiii asunară și ei de acasă, Leonardo și cu Alex. Cerură să le filmăm pe cameră ce facem noi pe aici. Trebuia să le ia și pe ursul, a făcut greșeală, că a plecat din repezală, nu i-a dat în gând că să ia copiii pe drum, să stăm fri copiii, că așa are grijă mama sa de ei acasă, le dă să mănâncă, stau în patul lor. N-a știut că stă atât de mult ursul. Că e bun lângă noi și ursul și Georgiana, uite, sunt buni. M-a duce la hotel, mai se duce, i-a dus el o ciorbă, s-a dus el cu Georgiana, că eu nu mai puteam. Da.
Alin nu mai poate, prieten. Alin e terminat totalul. N-ați văzut ce negru e în gură Alin? E terminat. Unde a dormit în mașină? Am dormit și eu câteva nopți în mașină. Da. Și el a dormit în mașină, săracul de el, Alin. Că cum l-a văzut în hal, când l-a văzut pe tasă prima dată, el a pătimit și la picheri, la urgență cu el. Mai de mult Alin a umbrat. Că de aia m-am supărat, că am zis, dacă nu era Alin, era singur la urgență, noi ne-am dus la urmă, l-am găsit făcuse tratament când ne-am dus la Pitești. Îi băgase tratament Alin, de la mai să-l lăsa fițoanele. L-a luat din drum unde să nu mai mergea mașina, a tras mult patimă copilul. Mulțumim lui Dumnezeu să fim tari și nepoții mei și copilul meu, ca între copinea. Și mulțumesc și la prieteni care ne urmăresc și care se roagă pentru el și care ne gândesc de bine. Și care ne gândesc de rău, să le ajută Dumnezeu. Da, înțelegeți, prieteni? Păi ce mai ziceți, petele le-am mai plimbat prin oraș când am avut timp, când mai am timp mai deprim să vadă și ei Bucureștiul bine, că ei n-a văzut, a rămas și ele așa că a văzut Bucureștiul. București e oraș mare, dar mănâncă bani mulți București. Aici am mâncat noi banii toți. Patrona, noi am venit special pentru Leo. Când o să se facă bine Domnul, atunci o să ne plimbăm toți, și cu copii, cu toții. Toți. Că nu era organizat asta să venim să stăm. Da. Dar suntem și noi copii și nu puteam sta într-una după voi, știți, că noi oboseam. Da, să ne mai plimbăm și noi. Da, să dea Dumnezeu să fie bine, să plimbă și copii, să vină și băieță și corect. Toți. Să fim toți împreună. Corect. Cu el, cu toți, cu Alin, cu ursul, cu toți. Dumnezeu e mare și ne ajută să fim toată familia împreună. Da, prieteni. Ce le urez, patronul, la prieteni? La final de vlog. Poftim sănătate multă la toți prietenii mei care mă iubesc, să le dea Dumnezeu sănătate și care am încredere în ei și le-am spus de să se roagă pentru Leu. Să le dea Dumnezeu sănătate la copiii lor, la familiile lor care au și ei copii și le doare în suflet de copiii lor. Așa sunt și eu, mamă, mă doare în suflet, prieteni, care mă credeți. Și am fost inuită și sunt și eu bonlavă și am fost numai pe drumuri. Ce să mai zic, prieteni? Și alții mai vorbesc de mine de rău. Că am fost numai pătimită, numai la spitale, numai la ăștia. Da. Da. Că a spus acelea femeie, că nu mai le dau nume, că punea mâncare, beutură înaintea lui Leu. Păi puneam și eu când veneau oamenii pe la mine, când vine un om în casă, un mosapie, nu-i pui mâncare. Și el era pofticios, Leu, că mânca și eu. De acum înainte nu o să mai gătesc, nu o să mai pun înaintea lui așa să mai vadă mâncare. Mi-a dat la cap. Nici eu nu trebuie să mai mănânc așa. Să mâncăm de pasăre, de vită, de ăștia, să nu mâncăm de porc și de oaie. Am mâncat din oaia aia grasă care a luat-o cu bulibașa cu modă. De atunci n-a mai fost bine. Și el era mai de mult prieten, că și în pușcărie îl durea burta. Și la turci. Și când era în spital aici, zicea că îl dore burtă, că la stomac are o infecție, o baterie, o ceva. Nu ne-a dat în gând chestia asta niciodată. Putea să întâmplă rău cu el, că nu știa. Ultima dată când i-a spus și că ai la fere, ai o piatră, ai ceva la fere. Dar nu i-a spus, ai ferea gravată, ai infecție, trebuie să te operezi. Nu i-a spus nimeni așa ceva, că nu lăsam noi ferea așa ceva să ajungă. Îl operam și gata. Operația de piele am făcut și eu, dar m-am făcut cu laser, am avut piatră. M-a durut 2 ore și mi-a scos piatra aia, o pietricică mare cât un dia. Dar n-am avut infecție, n-am avut nimic la ea. Dar aia el s-a agravat că n-a știut. Asta așa poți să fie prieten, orice om, dacă nu te cauți și nu știi. Asta e, să vă căutați, să mergeți la controle. Că asta e sănătatea omului când se are grijă de el. Orice om să aibă grijă de el. Așa copilul meu, trebuia să aibă grijă de el, nu de femei, de ăia, de aia, să aibă grijă de el. Da. Uite, nici eu n-am mai stat internat, n-am mai stat nici unde din cauza lui, că
umbla numai după el. El îmi zicea, mamă, duci. Nu mai mă duc, mamă, zic. Mie nu marge de mine, eu sunt bătrână, zic. Să te faci tu bine, zic. Și asta este prieten și sănătate multă și să ne mai vedeți mâine pe alte globuri. Că nu știu dacă mai filmat Alin și pe globul lui. Sănătate multă și noapte bună. La revedere!